pentru ca dâmbovițenii și chiar toți românii să nu uite cât de valoroasă este echipa de basket CSM Târgoviște, fetele înregistrează victorie după victorie. Oficialii au planuri mari pentru anul 2014 în ceea ce privește îmbunătățirea jocului echipei și câștigarea titlului. Antrenorul secund, Marius Dobă, a anunțat că nu vor fi schimbări în lot, dar va fi adusă în cetate cel puțin o nouă jucătoare. Schimbări nu. V-am spus și vă repet, nu vor fi schimbări. Eventual, chiar începând de azi, mâine, începem să căutăm încă o jucătoare, cel puțin, poate chiar o să fie singura, dar schimbări nu. Vom îmbunătăți, eventual, vom aduce o jucătoare. Deși nu a vrut să dea numele jucătoarelor luate în vizor pentru echipa de lângă turn, Marius Dobă ne-a spus că este vorba despre 4 americance. Una dintre acestea va fi adusă la Târgoviște în scurt timp. Scopul este îmbunătățirea jocului echipei și nu modificarea lotului. Avem mai multe, nu pot să vă dau nume, avem 4 jucătoare străine, toate americance, ca să vă spun așa, pentru că europencele, știți prea bine, europencele bune au deja contracte, au... Piața din America este mult mai mare și de acolo ne permitem și încercăm să aducem o jucătoare care să ne ajute la câștigarea titlului și Cupei României. După victoria de la Târgu Mureș, CSM Municipal va juca sâmbătă unul dintre cele mai importante meciuri din acest sezon. Confruntarea cu CSU Alba Iulia se va disputa acasă sâmbătă în Sala Sporturilor. Dacă și de data aceasta târgoviștencele vor face o figură frumoasă, Târgoviște ar fi propulsată pe locul 2 în clasamentul Ligii Naționale Feminine de Basket.